Ana Morodan, influencer cu sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, a fost trimisă în judecată de procurorii din sectorul 1. Ea este acuzată de conducere fără permis, sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Morodan a fost în centrul unui scandal uriaș în urmă cu doar câteva luni după ce a fost prinsă drogată la volan, de două ori în aceeași zi, de către polițiștii de la Brigada Rutieră. Prima dată, cea care se autointitulează Contesa Digitală a refuzat să oprească la semnalul polițistului și chiar a provocat o tamponare. A refuzat de asemenea să dea probe de sânge la INML. Câteva ore mai târziu, a fost prinsă din nou la volan, cu permisul proaspăt suspendat și sub influența drogurilor și a alcoolului. Morodan a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În plus, aparatul drug test a relevat și prezența în organism a unei substanțe psihoactive, ulterior descoperită ca fiind un sedativ puternic și un medicament utilizat frecvent pentru a trata anxietatea, episoadele depresive și atacurile de panică. În urma celui de-al doilea incident, a fost reținută pentru 24 de ore și și-a petrecut noaptea în arestul central al poliției.